Mamă, ce barbă am. O să-mi tun barba și o să-ți explic și ție cum să-ți aranjezi singur barba acasă. Tot ce ai nevoie este o mașină de tuns profesională, o mașină de contur profesională, un aparat de ras, o foarfecă de preferabil din oțel japonez, un pieptăn antistatic, și, bineînțeles, numerele de la mașină. Da, mă, nebunule, că toată lumea are acasă ce ai arătat tu acolo. A, da, mai dreptate. Păi mă duc să cumpăr o mașină de-asta de tuns mai ieftină, care și-o permite oricine, nu? Păi, normal. Am ajuns la un supermarket și o să intru să caut o mașină de tuns ieftină, dar una cu care poți totuși să-ți faci și treaba. Săruna! Avem încărcător, avem, sper că mai avem, periuță ulei, pieptăn reglabil și mașina, care mai are un pieptăn. Pe reglabil. Și ăsta se scoate de tot și se pune ăsta care e mai mare. Pe care l-am scăpat pe jos. Gata. Bam. Perfect. Practic, trebuie să fie foarte simplu. Eu am pus numărul cel mare pe cel mai mic reglaj. Ăsta ar fi fost prea scurt și mi-ar fi luat prea mult. E bine să încep de la un număr cât mai mare și vezi exact dimensiunea pe care o dorești. Și pentru început, o să tundem toată barba la același nivel. Eu am și o oglindă în spatele camerei și de-aia mă uit așa. Îți trebuie și o oglindă. Era logic, nu? Bun, și următorul pas. Scoatem numărul ăsta cel mai mare și îl punem pe ăsta mai mic pentru că avem nevoie de un număr mai mic decât ăla. Și dacă îl punem pe ăsta și ăsta e cel mai mic, ar trebui ca cel mai mare de la ăsta să fie următorul după cel mare. Iar eu, pentru că aici îl am mult mai des, îl fac un pic mai scurt ca să pară uniform. Deci, în zonele din barbă, unde e foarte, foarte des, ca să fie cât de cât echilibrat, alegi varianta să-l faci un pic mai scurt. Pentru că eu sunt un pic mai grăsuț și se vede aici umflat. Partea de lateral o să iau un pic mai scurt. Pierdut. Mă duc cu un număr mai jos, adică mai scurt, iar aici îmi fac o linie imaginară din colțul gurii până sub ureche. Și deasupra la linia imaginară dau cu numărul ăsta mai scurt. Bun, cu același număr mai scurt, pentru că e mustață și e mai deasă decât orice, o să luăm mustață.
Acum, începe partea puțin mai grea sau mai de îndemânare. Fără niciun grătar, cu cel mai scurt număr, o să facem linia de contur. În partea cealaltă la fel. După care facem linia de la mustață. Și la linia de la mustață trebuie să îți urmărești conturul buzelor, adică mergi pe linia buzelor. Acum o să facem linia de contur din partea de jos. În momentul în care stăm drept, aici se formează o linie. Ca să fie mult mai ușor, încep din mijloc și mergi ușor-ușor către părți. Niciodată nu încep dintr-o parte pentru că te duci strâmb. Curățăm tot ce este în plus. Între timp s-a terminat și bateria la mașină. Trage să moară. Gata! Cam așa arată, o mașină foarte ieftină, pe care o poate lua oricine. Am făcut o barbă foarte, foarte simplă, pe care poate să o facă oricine, nu ai nevoie de îndemânare sau de alte skill-uri. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi dai subscribe, suntem 174 de subscriberi și doar împreună și cu foarte, foarte multă muncă vom putea ajunge la suma de 175 de subscriberi. Since our first kiss, it's sounding like last call. I'm too drunk, can't call. And that's why you left me for someone else.